Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, doctor fără de argint, sărbătorit astăzi de creștini ortodoxi, a fost cinstit și în parohia 2 din comuna Satu Mare, fiind cel de-al doilea hram al bisericii ortodoxe din această localitate, cunoscută de localnici drept Biserica din Deal. Slujba a fost una specială, fiind oficiată de un sobor format din 7 preoți. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa, totdeauna, acum și vorurea, și facem răzmire și aducem laudă celui care este Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, tămăduitorul de boli, doctorul cel fără de argint, care este și ocrotitorul bisericii preților voastre și a satului acestuia, dar, în același timp, și ocrotitorul tuturor credincioșilor. Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, vindecător de boli, așa cum ne spune și numele din titulatura sa, pe care Biserica i-a dat-o și cu care Biserica îl cinstește, ne aduce aminte, unul, de faptul că dacă este mare mucenic, înseamnă că a pătimit moarte martirică, iar faptul că aflăm că este vindecător de boli, ne duce cu mintea la faptul că el a fost și este doctor. Închei felicitându-vă că sunteți aici și sunteți mulți. Slavă ție, Doamne! Vă felicit pentru asta și nu ca să vă mândriți, ci ceea ce ați făcut, așa se cade. În 2014, preotul Ionuț Daniel Curic a propus ca biserica să aibă al doilea hram închinat Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Acest Sfânt Mare Mucenic Pantelimon așa arată puterea de a ne uni pe noi. Dacă stați și vă gândiți și priviți calendarul, astăzi este o zi de lucru considerată pentru noi. Este o sărbătoare cu cruce neagră, dar totuși pentru această biserică, începând din 2014, cu binecuvântarea în alt preasfânt Sfântului Nimeni, poartă cel de-al doilea hram, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon. Am considerat că este nevoie și de o zi ca aceasta în care ne aflăm, de vară, în care, iată, putem să vedem, dacă privim în jur, cum ne unește Sfântul Mare Mucenic Pantelimon. Dacă am fi încercat separat o astfel de zi, fără nicio activitate în biserică, să știți că nu am fi reușit. Și eu mi-am propus și îmi propun în continuare, ca în anii care urmează, această zi să fie o zi a bucuriei și pentru noi care suntem acasă, și pentru cei care vin, ca să-și vadă părinții, să-și vadă bunicii, să-și vadă frații, să-și vadă cei dragi care suntem noi acasă, cei care au plecat în străinătate. La eveniment au luat parte foarte multe persoane îmbrăcate în costume populare, dar și oficialități locale, în frunte cu primarul Ștefan Valerian Cramarciuc, viceprimarul Toader Adrian Lavric și consilierii locali ai comunei Satu Mare. La biserică s-au adunat mulți săteni, copii, tineri, vârstnici, bărbați, femei, toți la oaltă, participă cu bucurie la acest eveniment însemnat din viața satului. Satul Mare, după o vreme destul de îndelungată de căutări, de reorientări, de reașezări, oamenii și-au găsit fiecare rostul și acum se bucură de orice eveniment
de orice se întâmplă frumos în viața satului. Mă bucur și eu la oaltă cu ei, m-am născut, am trăit, trăiesc în această localitate, am împărțit bune și rele, acum ne bucurăm de evenimentele frumoase.